Inițiativa aduce o serie de modificări privind obținerea și deținerea permisului de conducere auto. Pentru actualii șoferi, însă, cea mai importantă modificare pare a fi cea potrivit căreia conducătorii de mopede și ATV-uri va trebui să dețină permis de conducere auto. Practic, de la începutul anului următor, doar bicicliștii vor putea circula fără permis. E bună ideea asta, pentru că sunt multe probleme cu mopedurile, cu ATV-urile astea. N-au permis, nu cunosc reguli de circulație, se bagă înaintea ta, te depășește. Ați avut probleme? Ați văzut? V-ați întâlnit în trafic? Da, sigur că da. Imediat țâșnești pe lângă tine, pac, pe stânga, pe dreapta, nu contează. Păi normal că le trebuie, că să știi legea, să știi pe unii circulă și cum circulă. Așa intră în fața noastră, la aici, la care circulăm fără să mediteze, fără să știi nimic. Sunt un pericol? Și pericol. Păi cum să nu fie pericol? Pericol mare, nu așa. Ies pe stradă, merg ca nebune, nu. Pericol, normal că e pericol. Propunerile prevăd și o serie de modificări privind analizele medicale. Eliberarea unui document cu o nouă perioadă de valabilitate administrativă este condiționată de obligativitatea efectuării verificării medicale periodice pentru toate categoriile de permis deținute. Totodată, legea prevede introducerea unor noi categorii. Categoria AM, destinată conducerii mopedelor și tuturor vehiculelor asimilate acestora. Categoria A2, destinată conducerii motocicletelor, ale căror performanțe și caracteristici tehnice se situează între actuala subcategorie A1 și categoria A. De asemenea, înaintea obținerii permisului de conducere pentru prima dată, persoana în cauză va putea circula pe anumite drumuri publice, dar supravegheat de un însoțitor. Modificările prevăzute de noua legislație vor include și interzicerea folosirii dispozitivelor de detectare a aparatelor radar.